să te recomand, majordom. La palatul din Viena, n-ar trebui să spuneți decât o singură vorbă, părinților dumneavoastră și părinților mei, nu prea cred că protecția mea să mai însemne ceva pe lângă ei. S-au întâmplat multe de ieri până azi. În orice caz voi încerca. Cu asta mă simt dator față de dumneavoastră. Cu 50 de coroane pe care mi le-am împrumutat pentru prelungirea policiei. Ține mișca. Domnule, am discutat cu martorii adversarului și am stabilit următoarele condiții. Pe pajiștea pădurii, la ora 4 dimineața, câte 3 gloanțe, distanța 12 pași. Cu 6 pași avans, pistoalele cu țeava dintuită. La ora 4 dimineața, trebuie să se prepare. Pistoalele cu țeava dintuită, 6 pași avans, 3 gloanțe consecutive. Sunt eu sau nu sunt prietenul tău? Ești cel mai bun prieten, domnilor? Cred că e clar. În loc de trei gloanțe de pistol, au fost bani de trei ori declarații de prieteni. Atunci să mergem să încheiem în ce se va. Și nu mai ai supărat pe mine chiar deloc? Chiar deloc. Dar ia spune, care dintre noi a fost cel din tâi întrebut de Silvia? Tu sau eu? Doar eu cu capul meu prost te-am prezentat. Îndrăgostit. Ce tot vorbești? Cum vezi o fată, încep să te vorbi și uiți pe ce-am fi înainte. La niciun bărbat nu-i veșnică iubirea. Foarte dragostea ta e veșnică. Uite, așa a apărut în calea ta cu alte femei. Privește. Mămica! Răspunsul așa curând? Să vedem. Urtarea ta scandaloasă. Stop! Bagă-ți mințile în cap. Stop! Întoarce-te imediat acasă. Stop! Mama ta iubitoare. Mama ta iubitoare a devenit foarte categorică. Nu mă mai interesează. Am hotărât să renunț la familie. Iar eu te sfătuiesc să-ți faci minte în cap și să te reîntorci mirat în capul o familie. Ce vrei tu, un prinț cu o biată cântăreață? Cum îndrăznesc să-mi vorbești așa? Nu mă scutură prostule, că le văd marguri și le duc de asemenea pădure să le pușcăm. Bună seara! Văd că v-ați împăcat și îmi pare foarte bine. Silvia, trebuie să-ți vorbesc ceva foarte important. Că și eu trebuie să spun ceva. Ceva mult mai important. Ești mai frumoasă la oricând. Și Luiza m-a luat să-ți amintesc că te așteaptă în grădină. Așa, era când plinge să uit. N-ai venit la spectacolul meu de adio? Pentru că sunt sigur că nu vei pleca. Să nu luăm de la început de plin. Silvia, să hotărâm odată ce e de făcut. În ceea ce mă privești, eu am hotărât. Am făcut primul pas bine gândit în viața mea. Am rupt orice legătură cu familia. Am telegrafiat. Nu mă mai întorc la voi. O iubesc pe Silvia și nimic nu mă poate despărți de ea. Voi fi un om liber și fericit. Voi face tot ce vreau. Voi iubi pe cine îmi place. Dacă tu ești lângă mine, atunci nu mă mai tem de viață. Mine. Nu pleca! Nu pot trăi fără tine!